Ce a însemnat pentru tine faptul că ai fost declarată cea mai populară jucătoare în 2015, al doilea an consecutiv, peste, să spunem, Sharapova, Serena Williams? Da, înseamnă mult, pentru că este un semn că fanii mă apreciază pentru jocul meu, mă apreciază pentru ceea ce sunt în teren și în afara lui, din câte am observat, am citit foarte multe comentarii în perioada în care stau, citesc. Mi-a părut bine, este, cred că, un premiu deosebit pentru mine ca să-l iau în al doilea an la rând. Este plăcut și sper să se mai întâmple. Scuze că mă bâlbui. Horia Tecău este, să spunem, locul întâi, da? Tu ai terminat locul 2, avem un român numărul 1 mondial. Cum ți se pare? Ce, te bucuri pentru Horia? Da, bineînțeles că mă bucur. Este o performanță enormă, o performanță deosebită. Îl felicit din tot sufletul. Știam că merită să fie pe locul 1 pentru că muncește mult și își dorește să facă cât mai multe rezultate în tenis. Bineînțeles că ultimul titlu a fost, cred că, unul dintre cele mai importante în cariera lui. Înseamnă mult și îi doresc să stea cât mai mult acolo pe locul 1 pentru că îl merită. Am văzut o finală românească la Turneul Campionilor cu Mergea și cu Tecău, ceva fabulos pentru tenisul românesc. Crezi că e posibilă o finală românească la un Grand Slam, să spunem, sau la un Turneul Campionilor? Avem o generație bună de fete. Da, de ce nu? Orice e posibil, dar este muncă grea, multă muncă și nu se știe niciodată ce se poate întâmpla, dar bineînțeles că eu cred că toată țara, noi toți ne dorim să facem, să zic, o finală, să fie o finală românească oriunde ne ducem, dar nu este ușor. Noi sperăm. Cea mai frumoasă amintire din 2015? Câștigarea Indian Wells-ului. A fost un turneu deosebit și chiar m-am bucurat de acele două săptămâni. Ce-ți propui pentru 2016? Păi îmi propun să fiu sănătoasă, să câștig un titlu, poate un titlu important. Doresc să progresez cât mai mult la tot ceea ce lucrez, la tot ceea ce am început să lucrez deja cu antrenorul meu. Sper să fie la fel de bine ca și anul acesta, pentru că eu consider că a fost un an bun, terminând din nou pe locul 2. Sunt pozitivă și sunt bucuroasă cu felul cum îmi merge treaba. Cum merge colaborarea cu antrenorul? E din ce în ce mai bine din afară, se vede o evoluție, vă înțelegeți bine? Da, este o persoană plăcută, mă înțeleg foarte bine cu el și este un antrenor deosebit. Învăț foarte multe chestii de la el și îmi dă încredere, asta este cel mai important lucru. Un mesaj pentru telespectatorii DigiSport de final de an, de sărbători, te rog. Vă doresc sărbători fericite, multă sănătate și vă mulțumesc pentru susținere și pentru faptul că mi-apreciați jocul.